Bună ziua. Mă cer cu băieții ăștia că nu vă dau șanse la titlu și eu le tot spun că play-off-ul e altceva și că orice se poate întâmpla. Păi acum rămâne de văzut. Pentru noi fiecare joc va fi o finală. Ne jucăm șansa. Noi suntem o echipă nouă venită după atâția ani de pribegie și noi ne bucurăm de existența Rapidului. Tocmai de aceea umplem stadioanele peste tot pe unde mergem. Da, noi dar... visăm, suntem niște suporteri visători care visăm și ne vom bate de la egal la egal cu fiecare contracandidat. Păi asta zic și eu. De ce să nu visați, domnul Ungurean? De ce să nu visați? Care e problema? Păi nu, noi visăm și noi credem în echipa noastră și în clubul nostru. Dar vreau să vă întreb ceva. Clar, e o performanță extraordinară că ați prins play-off-ul și se vede acolo coeziunea asta voastră între galerie, în primul rând, că fără galerie nu se poate nimica, nicăieri în fotbal, fără suporteri adevărați nu poți să faci performanță, sau mă rog, sunt excepții, conducere, adimutul, jucători, sunteți o forță acolo. Sincer, undeva așa, în sufletul dumneavoastră, când ajungeți noaptea acasă și vă băgați la culcare, vă gândiți la un miracol să luați titlul? Da, da, eu sunt unul care chiar cred în puterea echipei și în puterea noastră a suporterilor, pentru că ați văzut și dumneavoastră, în Giulești este foarte greu să câștige cineva. Da, așa e. Noi credem și suntem încrezători în puterea echipei. Deci chiar și la titlu, acolo chiar dacă acum pare greu, nu? Da, de ce nu? De ce nu? Pentru asta jucăm... Dorim să câștigăm și dorim să terminăm cât mai sus. Da. Domnul Ungurean, așa, trăgând linie înainte cu o etapă să se termine sezonul regulat, mulțumit de ce s-a întâmplat anul ăsta sau mulțumit de jucători, mulțumit galeria, dumneavoastră, sunteți mulțumiți de adimutul? Da, per total suntem mulțumiți de ceea ce se întâmplă Rapid. Au fost câteva momente în care băieții au intrat pe vârfuri și au luat adversarul de sus și s-a întâmplat exact ceea ce se întâmplă întotdeauna în sport. Atunci când îți iei adversarul de sus și intri pe vârfuri, pierzi. Și am fost puțin supărați de atitudinea arătată de băieți, după care noi suporterii am mers, am discutat cu ei și imediat am repus locomotiva pe șine. Uh-huh. Deci una peste alta, ok. Mutu, cum vi se pare? Cum, chiar sunt curios, la început, când a venit, dumneavoastră ce gândeați despre Mutu? Ați plecat cu vreo prejudecată că e dinamovist, etc., etc.? Sau că... Nu, nici de cum. Noi când a venit Adi Mutu la echipă, am văzut și am salutat venirea lui, pentru că este un ultim 10 al echipei naționale. Este ultimul jucător care am văzut adevărat fotbal și ne-am bucurat cu toții când juca la echipa națională. A, deci Mutu este expresia spectacolului care e atât de iubit în Giulești, nu? Adică e pe gustul vostru, ca să zic așa. Da, este, noi ne-am bucurat de venirea lui, pentru că v-am spus, pentru noi se vede, a fost un mare jucător al României. Pentru noi nu contează unde a jucat el la alte echipe, că așa putem să spunem, e un fenomen nou. E clasat în primii, a marcat peste 100 de goluri în Italia, deci are un palmares formidabil Adi Mutu ca jucător. Uh-huh. Dar ca antrenor, eu am mai declarat despre Adi Mutu, el crește odată cu Rapidul. Uh-huh. În cariera lui de antrenor. Uh-huh. V-a adus spectacolul ăla care îl doreați? Eu cred că în mare parte da, nu? Da, da, și la noi, la fiecare meci este spectacol. Uh-huh. Apropo de lideri, domnul Ungurean, ce se va întâmpla cu ce se va întâmpla? Am văzut că sunt niște discuții de prelungire pentru Săpunaru. Ce va fi cu Săpunaru? Păi Săpunaru la Rapid este la el acasă. Săpunaru n-are cum să plece de la Rapid în viața lui. Deci îl vedeți în continuare la club pe mulți ani sau pe toată viața, pe Săpunaru? Pe toată viața, Săpunaru are contract pe viață cu Rapidul. Uh-huh. După ce își pune ghetele în cui, unde, ca ce-l vedeți în club? Pe ce post? Păi nu știu, trebuie să le întrebați pe el. La un moment dat, credeți că ar putea, nu acum, că nu discutăm acum clar, în anii următori, după ce se lasă, ar putea chiar să-și antreneze Rapidul? Dacă își dorește să facă acest lucru, cu siguranță că da. Deci Săpunaru este un om care se identifică cu voi, nu?
100%. Ce, spune-mi un... nu este singurul, mai sunt și alții de-a lungul istoriei. Noi avem foarte mulți jucători care se identifică cu Rapidul și care nu s-au dezis niciodată de Rapid. Ce înseamnă pentru Rapid asta Săpunarul? Sau cum ar fi actuala echipă fără Săpunarul? Nu pot să-mi dau eu cu părerea despre echipă, cum ar arăta echipa asta. Trebuie să-l întrebați pe Adi Mutu. Pentru noi suporterii, Cristian Săpunaru înseamnă unul dintre noi. Și deci nu vedeți Rapidul fără Săpunaru, punct, nu? Alo? Da, cum v-am răspuns, vă aud puțin întrerup, nu știu de ce. Da, se mai întâmplă. Da. Deci Săpunaru este unul dintre noi, Săpunaru Rapid este casa lui și el acolo cu Rapid are contract pe viață. Cum vi s-a părut, domnul Ungurean, cum vi s-a părut tripleta, faimoasa tripletă pe care toată lumea a așteptat-o la primul meci, Onghenda, Ioniță, Papo? Sincer să fiu și eu, am așteptat-o și mi-am dorit foarte mult să-i văd. Din păcate s-a văzut că unii dintre ei nu sunt 100% apți. Trebuie să se mai pregătească, că vin după o vreme care ei nu au jucat la cluburile unde au fost. Da, bănuiesc că în primul rând la Onghenda vă referiți, care a venit... Da. Exact. Păi da, și Papă vine după o ruptură care a stat 6 luni pe margine. Și vedem cu toții. S-a văzut că deocamdată nu se regăsesc și nu se cunosc în joc. Dar asta așteptăm de la domn profesor Mutu să regleze această situație și cu siguranță adversarii se vor teme de această tripletă. Bun, dar noi discutam aici în studio și nu neapărat astăzi la mai multe emisiuni că din punct de vedere tactic nu prea ai cum să joci cu toți trei, chiar dacă toată lumea își dorește asta în Giulești. Adică ce vreau eu să spun? Vreau să spun altceva. Presiunea asta, hai să jucăm cu toți trei, la un moment dat riscă domnul Ungureanu să devină neproductivă. A fost un experiment pe care sunt convins că Adi Mutu a văzut ceea ce a făcut și cred că o să ia măsuri. Sunt convins că va lua măsuri. Știți că ați primit, bănuiesc că sunteți la curent, nu că ați primit interdicție la transferuri. Da, am văzut pentru suma de 92.000 de euro sau ceva de genul cu sârbul. Da, exact, cu Milia Savević. Cum vi se pare decizia asta? Că pare că în continuare sunteți echipa aia lovită de toată lumea. Păi dacă suntem Rapid București, noi așa am fost din istorie loviți din toate părțile. Suntem singuri împotriva tuturor. Înțeles. Bine, alții spun că nu mai sunteți singuri împotriva tuturor, că sunt arbitrii cu voi anul ăsta. Dacă și arbitrii sunt cu noi, am încredere în dumneavoastră că dumneavoastră sunteți un om de presă excepțional și sunt convins că spuneți lucrurilor pe nume. Dacă și până ne-au ajutat arbitrii, înseamnă că ar trebui să nu mai mergem la stadion. Am înțeles. Pe acum, de ce nu s-a repetat 11 metri care l-am ratat cu Sibiu? Că 4 jucători de la Sibiu erau un careu. Păi, probabil... Nu mai arată nimeni. Pozele, filmările, gata. Poc, arată Rapidul, a pierdut Rapidul, gata, hai să-i îngropăm. Ați văzut? Noi suntem bărbați și noi rezistăm la toate furtunile, nu-i problemă. Că noi așa suntem construiți. Tocmai din acest motiv și în acest context suntem cei mai frumoși suporteri și cei mai eleganți peste tot pe unde mergem, toată țara ne iubește. Noi nu suntem făcuți la ordinul bocancilor, ca alții. Da. Ați văzut, apropo de asta, că nu s-a repetat lovitura la voi, ați văzut ce a pățit la Londra cu Chelsea Dortmundul? Spre rușinea mea ca lider de gare și ca suporter al fotbalului, chiar nu am văzut. Tot la fel, s-a repetat penaltiul, ratase Chelsea penaltiul, Havertz ratase penaltiul și l-au repetat tot așa că intraseră 4 jucători de la Borussia Dortmund. A fost un scandal vreo 5 minute acolo și mă rog, Havertz a marcat până la urmă. Apropo, de ce povestiți dumneavoastră? Că trebuia repetat penaltiul în favoarea Rapidului. La câte am văzut în ultimii ani ce fac oamenii îmbrăcați în negru, am rămas uimit. Dar în continuare ei sunt acoperiți de regulament. Păi de-aia sunt negru, domnul Ungurean. Exact.